Astăzi și mâine, 19 și 20 septembrie, între orele 8 și 15, se va spăla rețeaua de apă din Dragșina. În acest interval, presiunea apei va fi scăzută în localitate. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă.